Acesta este un deflector de căldură pentru focar, pentru centralele cu gazificare, modelele mai mici de 25 de kW. Al meu cel vechi s-a spart, așa că am zis că nu are rost să arunc 500 de lei pe unul nou și mai bine îmi construiesc eu unul. Modelul ăsta m-a costat undeva la 20 de lei, o cărămidă este 4 lei și cornierul undeva la 8 lei. Modelul ăsta este practic pentru că fiecare cărămidă, atunci când se sparge, lucru care se întâmplă în timp, poate fi înlocuită. El ies afară și se poate înlocui cu cărămidă nouă. Intră foarte ușor înapoi. Este rezistent și nu este foarte greu de construit.